Până pe 23 decembrie la Digi24 vom afla împreună cine sunt câștigătorii celor peste 6600 de premii pe care CSRDS le oferă în această lună specială. Lucrurile sunt foarte simple, trebuie doar să fiți parte din lumea Digi, având televiziune, internet sau telefonie în oricare dintre variantele pe care vi le punem la dispoziție. Avem de dat sute de televizoare LED, sute de tablete, sute de telefoane inteligente, sute de abonamente de internet mobil, 1000 de decodoare HD și alte câteva mii de premii. Trebuie să îndepliniți două condiții importante, să fiți abonați CSRDS și să fie achitat factura pentru serviciile Digi pe luna noiembrie. În fiecare zi vom extrage peste 300 de premii, jumătate în extragerea de la această oră și jumătate în extragerea de la ora 18:45 de minute. Lansăm așadar extragerea din această ediție. Numele câștigătorilor vor apărea pe măsură ce sunt extrase în partea de jos a ecranului. Iar dacă apar prea repede, nu vă îngrijorați. Lista completă a câștigătorilor va fi disponibilă în scurt timp după extragere pe site-ul RCSRDS, iar câștigătorii zilei vor fi anunțați pe toate canalele Digi pe toată perioada tombolei. Câștigătorii vor fi apoi contactați de colegii noștri din call center-ul RCSRDS, îi veți vedea imediat în spatele meu. Apoi vom încerca să aflăm și noi în direct cum au primit vestea acestui cadou de sărbători. Alina Sorescu și-a dedicat anul acesta trup și suflet micilor ei elevi de la școala de muzică. Era un vis mai vechi să poată transmite experiența ei celor mici, așa că Moș Crăciun i l-a îndeplinit. Iubește Crăciunul pentru că este prilej bun de răgaz alături de cei dragi. Respectă tradițiile de familie și spune că îi place să pregătească mereu cadouri surpriză. Alina Sorescu, cel mai frumos Crăciun este cel petrecut în familie. De Crăciun e frumos să stăm acasă, să ne bucurăm de acea masă plină cu de toate. Așa că și anul acesta voi merge la bunica mea, la Roșiorii de Vede, unde se strânge toată familia, pentru că avem o familie mare. Când eram mică îmi plăcea așa să mai ajut pe mama prin bucătărie. Avem noi și un ritual așa al familiei. Fiecare, mama are două surori și atunci fiecare dintre ele are sarcinile ei foarte clare în ceea ce privește masa de Crăciun. Bucuria din ochii celui care deschide un cadou îi se pare de neprețuit. Îmi place, de exemplu, Alexandru, îi mai fac asta din când în când. Îi împachetez frumos cadou, îl pun acolo pe o masă și pun câte o foaie în fiecare zi. Mai sunt 5 zile, apoi mai sunt 4 zile, apoi mai sunt 3 zile. Adică îmi place foarte mult momentul acesta și cred că de multe ori felul în care împachetezi un cadou, felul în care îl dăruiești, poate să însemne foarte, foarte mult și poate să înfrumusețeze mult mai mult momentul acela. A început să cânte la 4 ani în grupul Minisong, condus de Ioan Lucian Mihalea. A câștigat cu ani experiență și în televiziune, iar acum a venit rândul ei să le împărtășească micilor săi elevi secretele scenei. Alături de ei își retrăiește copilăria. Copiilor pe care i-am la atelierul de muzică, întotdeauna le vând tot felul de ponturi și de trucuri despre cum să ne comportăm pe scenă. Adică îmi place să cred că ei sunt foarte atenți și fură întotdeauna din lucrurile pe care le spun eu profesional. Ce vrei să-ți aducă, Moș Crăciun? Niște lecții de pian. Bravo! Și tu? O păpușă. Tu ce vrei să-ți aducă, Moș? Un căruț. Pentru păpuși? Da, vreau o pereche de patine. Și tu? Eu vreau o tabletă. Ce faci cu tableta? Mă joc pe ea de Crăciun. Și tu? O tabletă. Tot asta? Da. Un tir. Și ție? Un cățelul Sambi. Și ție? O motoretă. Îmi doresc o girafă de pluș. Și tu? Master High. Și tu? O păpușă. Un bebeluș. Și tu? Cățelul Surprinses. Și tu ce vrei? Un purei. Eu vreau cățelușul Sambi. Da, Alina Sorescu e în platou alături de noi în această dimineață. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Mulțumim de tot că ai venit alături de noi. Cu mare plăcere, mă bucur să văd că sunteți foarte darnici în această lună decembrie. Succes celor care participă la concursurile voastre.
să câștige ceva bine părinților și să le ofere. Am văzut că au tot felul de preferințe. Sigur. Și la cadourile voastre să știți că o să adaug și eu câte un CD, pentru că am un album nou în iarna aceasta. Se numește Mersi Moș Crăciun. Acestea două sunt pentru voi. Mersi Moș Crăciunița noastră. Da, cu plăcere, cu plăcere. E albumul pe care l-am lansat pe 16 decembrie. E primul meu album de colinde și mă bucur că îmi sunt alături și copiii de la atelierul meu de muzică. Un album care a avut succes pentru că s-a dat foarte bine și împreună cu revista Click pentru femei. Am auzit că s-a și epuizat, ceea ce mă bucură. Înseamnă că au fost suficient de cuminți încât să primească tot ce și-au dorit și tot ce ne spuneau acolo material. Da, da, da. Mă bucur că ne-ați vizitat la muncă la sala noastră de repetiții și au făcut cu toții scrisorile pentru Moșu și au fost cuminți. Eu zic că au fost cuminți, așa că merită. Și o să vă mai dau ceva, o să vă dau și un calendar pe 2013. Yes. Foarte mai generos Moș de până acum. Mulțumim. Cu mare plăcere, mulțumesc și eu, Elixir Press, pentru această surpriză și frumoasă. Și noi avem un câștigător, oferim un televizor LED, domnului Busuioc Vasile din Buzău. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ați primit vestea? Poftim? Cum ați primit vestea? Vă bucurați pentru televizor? Sigur, da. Vi-l doreați? Da. Ne bucurăm și noi atât de dumneavoastră. Vă dorim să aveți sărbători fericite. Felicitări încă o dată! Mulțumesc! La revedere, o zi frumoasă să aveți! Tu i-ai scris moșului? I-am scris moșului și i-am cerut să-mi aducă un pic de răgaz după ce vor fi sărbătorile de Crăciun, pentru că împreună cu Alexandru o să luăm așa amândoi o mică pauză. Și plecați? Și da, încă nu ne-am făcut un plan față de alți ani când ne organizam noi din timp. Anul ăsta am zis că o să mergem fie așa pe... Da, ce idee ne va veni în momentul respectiv, dar mi-aș dori ca Moș Crăciun să-mi aducă o vacanță frumoasă undeva... Unde să fie mai cald. Dar chiar în ziua de Crăciun, cum petreci? Unde petreci? Ziua de Crăciun voi fi în familie. E o tradiție la noi, așa cum spuneam și materialul de mai devreme. Voi fi acasă cu familia noastră extinsă, pentru că așa cred că e cel mai frumos să petrecem de Crăciun. Mai ales că am avut o lună decembrie foarte încărcată. Voi mai avea și un ultim spectacol pe 22 decembrie, după care gata, intru în vacanță și vă așteptăm pe toți la Palatul Național al Copiilor, unde voi da spectacolul de Crăciun împreună cu copiii mei la ora 18. Intrarea e liberă, așa că așteptăm chiar și copii noi care vor să facă parte din atelierul meu de muzică. Dar spune-ne dacă și gătești pentru petrecerea asta de Crăciun. Ei, ceva vreun dulce, ceva. Ei, o mai ajut pe mama da, când am timp. Dar am noroc că mama, mătușile mele, bunica, mama mea, soacră se ocupă de lucrul ăsta și au grijă să avem masa plină. Și îmbelșugată. Și da. Nu te-a tentat niciodată să-ți bagi mâna în cozonac să înveți definitiv? M-am mai jucat, dar din păcate mi-aș fi dorit să fi avut mai mult timp și pentru asta, dar mă mai joc așa din când în când. Înțeleg că ne-ai și cânt ceva bucătărie. Astăzi. Da, o să vă cânt chiar un cântec de pe albumul Mersi Moș Crăciun. Albumul e o... Poate, sunt convinsă că va fi o surpriză pentru cei care îl vor asculta, pentru că veți redescoperi cântece din repertoriu tradițional și internațional, toate cu texte noi, mai ales cele din repertoriu internațional cu versuri în română. Așa va fi și cântecul pe care vi-l cânt acum, se numește Pruncul cel Sfânt s-a născut. E varianta mea de Silent Night, așa că o să redescoperiți cumva acest cântec. Mulțumim, ascultăm și noi. S-aud copii la colindat, peste sat s-a înserat, luna pare un glob de argint, peste ce drumul către lume.
să colindăm și să cântăm pe la porți, pe la toți, ca să afle întregul pământ marea veste cea de încet. Mulțumim, Alina, foarte frumos, mulțumim încă o dată pentru CD. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Sărbători fericite, îți dorim un Crăciun și așa cum ți-l dorești. Și eu vă mulțumesc frumos, la fel și vouă, să ne revedem cu bine în 2013, când vom fi mai bogați, cu planuri multe, gata să le împlinim. Ne revedem în 2013, așadar. Extragerea s-a încheiat, avem așadar încă 150 de câștigători la tombola Digi. Dacă sunteți printre ei, puteți afla de pe internet, de pe pagina www.rcs-rds.ro sau urmărind oricare din posturile Digi, Digi Sport 1, 2 și 3, Digi 24, Digi Film, Digi World și Digi Live sau YouTube. Mai aveți încă șanse la un Crăciun mai bogat în cadouri, așa că rămâneți pe Digi 24. Noi încheiem aici. Urmează Ioana Țigănilă.